Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie. Și astăzi deschid împreună cu voi pachetul de la Bastor, de data aceasta cu Lenor. Lenor capsule, despre care nici nu știam că există, și Lenor balsam de rufe. Trebuie să vă spun că această campanie nu putea pica mai bine, pentru că chiar am ținut cutia. Acest Lenor pe care îl folosesc tocmai s-a terminat, deci nu putea să vină această cutie de la Lenor într-un moment mai bun. Mi-a făcut o super economie, nu trebuie să cumpăr alt balsam de rufe, deci să înceapă testarea. Știți cum se întâmplă? Câteodată unele lucruri chiar se așează și haideți să vedem ce am primit. Cutiile de la Bastor sunt tot timpul împachetate foarte frumos, ca și cum ai primi un cadou, și de fapt chiar primești un cadou. Acesta este ghidul de bază, adică ce trebuie să faci, care sunt pașii campaniei, care sunt hashtag-urile pe care trebuie să le folosești. V-am mai spus în celelalte videouri care este ideea principală, așa că de data aceasta trecem mai repede. Dar, ca de obicei, nu puteam să nu vă arăt concursul. Spune-ne care este perechea perfectă pentru tine. E un concurs la care poți câștiga o mașină de spălat. Ținând cont că la Lenor au fost cam 1000 de kituri și dintr-o 1000 de oameni, să zicem că participă 700-800, sunt șanse foarte mari ca la o mașină de spălat să fie numai 800 de participanți. Deci, nu este de ajuns că primiți lucruri gratuite, mai aveți și șanse mult mai mari să câștigați. Să vedem ce avem aici. Cred că acestea sunt plicurile pe care le pot da prietenilor pentru a le încerca. Din câte am citit, ar trebui să fie cam 10. 10 pliculețe pentru a le împărți prietenilor. Avem o sticlă de Lenor, Gold Orchid, orhidee, pentru 18 spălări. Haideți să vi le arăt în comparație. Este o sticlă mai mică decât cea pe care o cumpărați în magazine, cea de 45, dar nu este doar o sticlă. Avem două. Această sticlă nouă, Lenor Spring Awakening, are 33 de spălări, deci împreună fac cât o sticlă mare, lucru care, trebuie să spun că mie o sticlă mare mi-ajunge cel puțin 5 luni. Adică folosesc balsam la fiecare spălare, dar îmi ajunge o perioadă destul de îndelungată pentru că Lenorul este concentrat și nu trebuie să pui foarte mult ca să funcționeze. Avem Lenor Pods. Acestea sunt produsele noi pentru mine. Nu le-am folosit până acum. Pods-uri am folosit doar de la Ariel și de la Persil, știți că și pe acelea le-a testat și mie mi-au plăcut foarte mult. Sunt foarte simple, pur și simplu arunci o capsulă din asta și nu mai trebuie să mai faci nimic altceva, doar o capsulă. Singurul lucru la care a trebuit să fiu atentă este să nu spăl la 30 de grade, pentru că de foarte multe ori aceste capsule la 30 de grade nu se topesc perfect. Avem Lenor All-in-One Pods în varianta Gold Orchid și astea foarte bune. Avem 15 spălări aici, 15 spălări aici, deci sunt 30 de spălări. Ținând cont că noi avem cam 3 mașini pe săptămână, deci sunt acoperită pentru 10 săptămâni, adică 2 luni jumate, 3 plus Lenorul, deci 2-3 luni suntem rezolvați cu detergentul și balsamul. Și văd că mai este ceva aici, ia să vedem ce. O sop de față de foarte bună calitate pe care îl voi folosi. Din păcate, la mine prosoapele albe nu rămân foarte mult timp albe. Având copil mic, dacă sunteți în aceea situație, înțelegeți ce vreau să vă zic. Este suficient să vină de afară murdar groaznic și să nu se cum se spală ca lumea și un prosop din ăsta ți l-a distrus, pentru că sunt unele lucruri care nu ies foarte bine și trebuie să insiști. Acesta este motivul pentru care nu am prosoape de culoare albă, dar îmi plac, arată atât de bine, arată așa ca o casă ordonată și frumoasă să ai prosoape albe, dar na, cine poate, poate cine nu. Acum că am desfăcut cutia, vă pot arăta ce am și cum arată totul. Pliante pentru a le da împreună cu aceste 10 mostre prietenilor. Am două sticle de Lenor, una Gold Orchid împreună cu
podurile de la Lenor, capsulele de la Lenor din aceeași variantă, Gold Orchid, și am această variantă nouă, acest parfum nou, Spring Awakening, de 33 de spălări, plus Spring Awakening sunt cele noi pe care cei de la Lenor vor să le promoveze și să le facă cunoscute, de aceea și mostrele sunt din această variantă. Și să nu uităm acest prosopel de față cu Lenor. Cam atât avem, haideți să începem să le testăm. Să începem testarea. Am vrut să încep cu această aromă nouă de la Spring Awakening. Și ca de obicei, bineînțeles că am o mașină de rufe de spălat, că tot timpul există ceva de spălat în casă și am zis gata, e perfect, începem testarea. Vreau să vă zic că mașina mea este o bătrânică, o am de 8 ani, este de la Whirlpool și funcționează foarte bine, încă funcționează bine, deci nu am încă dorința de a o schimba. Este o mașină mică, din acelea de 40 de centimetri, din cauza spațiului și este adusă de la apartamentul meu dinainte, deci a fost cumpărată când eram single, să zicem, și atunci 5 kg era cea mai mică variantă pe care o puteam cumpăra. Iar acesta este uscătorul. Am și uscător, dar acum că e vreme ok afară, o să le usuc afară. Îmi plac mult mai mult cum se usucă rufele afară decât în uscător, dar iarna este foarte folositor. Bun, să începem! Capsulele se pun în cuva mașinii, iar balsamul în locul special amenajat. Pentru prima oară am zis să le încerc împreună și la următoarea testare voi pune doar capsula, să vedem dacă este suficient această capsulă all-in-one. Adică și să nu mai pui balsam. O să vă spun și cum a ieșit această încercare. În această perioadă de distanțare socială nu este foarte ușor să le dai oamenilor mostrele pe care le-ai primit și soluția mea a fost să le pun la ușa vecinilor, prietenilor, cunoștințelor și să le trimit un mesaj că au un mic cadou la ușă. Pentru familie livrăm mostrele personal și mama a zis că i-a plăcut foarte mult acest tip de capsule Lenor, aproape la fel de mult ca cele de la Persil pe care le-a încercat parcă anul trecut. A venit rândul și capsulelor de la Lenor cu miros de orhidee. De-abia aștept să văd cum sunt. Până acum nu m-am încercat acest miros. Dar pentru că spăl pături, păturici, așternuturi, prosoape, ceva de genul acesta, o să folosesc combinația de capsule cu balsamul și să vedem cum iese. Vreau să vă spun că ultima variantă de Lenor, cea cu Gold Orchid, miroase extraordinar, adică mi-a parfumat toată casa, până și balconul miroase. Și vă recomand. Recunosc că cea nouă cu Spring Awakening nu este exact pe gustul meu, dar mă bucur că am reușit să o încerc pe aceasta cu Gold Orchid pentru că, gata, este preferata mea și cred că o voi folosi de acum încolo ca și aroma preferată. Am încercat să spăl și doar folosind capsula Lenor, miros rufele foarte bine, dar trebuie să recunosc că fiind în combinație capsulele cu balsamul, mirosul este mult, mult mai persistent și mult, mult mai puternic. Așa că se poate folosi și doar capsula Lenor, se simte un miros fin de balsam, dar nu la fel de puternic cum se simte dacă le folosiți împreună. M-am gândit să vă spun și asta în caz că vreți să folosiți doar capsulele. Cu aceste concluzii încheiem campania de testare de la Bastor pentru Lenor. Eu voi cumpăra de acum încolo acest Lenor Gold Orchid, care mi-a plăcut foarte mult, și acesta de la Spring Awakening miroase frumos, dar nu este pe gustul meu. Ce vreau să vă spun este că dacă până acum nu v-ați înscris la Bastor, o să repet încă o dată că nu trebuie să fiți blogger, vlogger, puteți să fiți o persoană obișnuită, dar ajută dacă aveți peste 1000 de persoane, prieteni pe Facebook, ajută să fiți selectate. Ăsta este un lucru pe care l-am observat în ultimul timp cu persoanele care nu erau selectate la campanii și nu înțelegeau de ce. Deci dacă aveți un cont de Facebook peste 1000 de prieteni, ajută în a fi selectat. În rest, o să vă las un link de înscriere în comentarii dacă vă interesează. În acest video aș dori să le mulțumesc pentru comentarii și pentru susținere celor de la Vlogăreală. Vreau să vă spun că n-am văzut de mult un canal atât de bine editat. Ei au vloguri despre călătorii, vloguri super, super faine și mă mir cât de puțini abonați au. Nu numai că au puțini abonați, dar
editează atât de bine încât sunt geloasă din fundul sufletului despre cât de bine editează și mă mir cum nu se uită lumea la ei. Deci o să vă las canalul lor în descriere, vlogă reală cu călătorii, adică în perioada asta în care nu călătorim noi, hai să călătorim prin intermediul lor. Au niște filmulețe foarte faine, așa că sper să vă duceți să îi vizitați și să le arătați un pic de susținere abonându-vă dacă vă place tipul lor de conținut. Mulțumesc că v-ați uitat până la final și ne revedem cât de curând în următorul vlog. Pa, pa!